Siguranța cetățenilor la alegerile din 26 mai va fi prioritară. Tocmai de aceea, cadrele MAI se vor afla la datorie duminică, pentru bunul mers al scrutinului electoral. Noi am avut un calendar de activități, le-am îndeplinit pe toate. Pentru zilele următoare avem câteva acțiuni specifice în derulare, vis-a-vis de însoțirea buletinului de vot, unde avem stabiliți polițiștii, protecția sesiilor de votare, tot la fel avem asigurați 155 de polițiști. Pentru echipe de intervenție și echipe operative avem planificați 72 de polițiști care vor acționa în perioada următoare, iar pe segmentul de menținere și asigurarea ordinii publice vor acționa în ziua de 26, 159 de polițiști. Inspectoratul Județean de Jandarmerie Reghinți asigură paza și protecția a 70 de secții de votare în 56 de locații, cu un efectiv de 290 de jandarmi pe perioada celor 2 zile, 25 și 26, și participă la menținerea și asigurarea ordinii publice cu un efectiv de 69 de jandarmi în sistem integrat cu colegii de la poliție. Am identificat o serie de deficiențe pe care majoritatea le-am rezolvat pe timpul controlelor, pe cele care nu au putut fi rezolvate, le-am lăsat măsuri, dar cele mai importante sunt neafișarea planului de evacuare, neasigurarea mijloacelor de primă intervenție, aceea extingătoare, însă până n-am plecat de acolo, până lucrurile nu s-au rezolvat. De asemenea, inspectoratul nostru asigură protecția secțiilor de votare, număr de 76 de secții, cu un număr de 152 de persoane. Toate aceste aspecte au fost discutate în cadrul unei ședințe convocate de prefectul Nicolae Drăghia, acolo unde s-au stabilit și ultimele detalii în ceea ce privește amenajarea secțiilor de votare. S-a pus la dispoziție de către instituția prefectului spații de lucru pentru biroul electoral județean, serviciul de telecomunicații speciale, Direcția Județeană de Statistică Mehedin, autoritatea electorală permanentă și a oferit sprijin și ne-am oferit sprijinul necesar desfășurării activităților specifice acestor instituții pentru instruirea personalului implicat în organizarea alegerilor și referendumului. Au fost analizate și planificate cu structurile MAI din județ măsurile de ordine publică, apărare împotriva incendiilor și gestionarea situațiilor de urgență specifice. Duminică 26 mai, românii sunt așteptați să-i voteze pe cei care ne vor reprezenta în Parlamentul European și să-și exprime părerea cu privire la referendumul, convocat de președintele Iohannis. Secțiile de votare se vor deschide la ora 7 și se închid la ora 21.